Sportul Atletic Ministerului Administrației și Interiorului Sportivilor de la Clubul Dinamo, a cărui deviză, onoare prin performanță, vor să o materializeze astăzi, prezentându-vă realizările de peste an. Iată, ne-a ajuns la ora bilanțului. Cum sportul, ca toate celelalte domenii, este direct influențat de economic, nu pot decât să mă declar mulțumită de rezultatele și de performanțele sportivilor dinamoviști obținute în acest an. Dacă acum, să zic, 10-15 ani în urmă, ne aliniam la start cu câteva țări reprezentative, pot să spun că în ultima perioadă toată lumea este foarte bună și ca să ajungem în finală, să urci pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, este o bătălie foarte mare și foarte strânsă. Anul 2011, așadar, a fost un an bun pentru noi, dar nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul dumneavoastră. De aceea aș dori să vă mulțumesc, domnule ministru, să mulțumesc aparatului administrativ din Ministerul Administrației și Internelor, care, sincer vă spun, fac tot ce este posibil omenește ca să ne ajute. Niciodată când am întâmpinat o problemă, nu ni s-a spus nu. S-au găsit soluții, s-a încercat și cu siguranță că s-a și realizat. Vă mulțumesc numele meu, numele sportivilor dinamoviști pentru sprijinul acordat. Vă urăm să aveți un an bun, un an plin de realizări, sănătate multă și sărbători fericite. Și sunt convins că în 2012 veți avea cel puțin la fel de bune rezultate ca și în acest an. Oricum, eu vă doresc succes și pot să vă asigur de tot sprijinul pe care se poate acorda de la nivelul conducerii centrale a Ministerului Administrației și Internelor și de altfel, așa cum spunea și doamna Chestor Libă, trebuie să-i mărturisim că să le mărturisim tuturor că am avut o discuție nu cu mult timp în urmă cu un fost component al clubului Dinamo și fost ministru al Administrației și Internelor, domnul David, care recunoștea că niciodată nu s-a făcut pentru Dinamo ceea ce se face în perioada aceasta. Chiar dacă domnia sa a fost și ministru, a fost și sportiv la Dinamo, cu regret recunoștea că n-a reușit să facă prea multe lucruri pentru Dinamo, dar este alături de actuala conducere pentru a sprijini clubul Dinamo. Și noi acest lucru l-am făcut și îl vom face și în 2012. Dincolo de ceea ce facem noi, cel mai important lucru este ceea ce faceți dumneavoastră. Și ceea ce faceți, faceți bine și pentru acest lucru vă felicit, începând cu sportivii și continuând cu cei care vă pregătesc și cei care vă conduc. Tot în acest an am completat echipa de conducere a clubului Dinamo cu domnul Cosac și sper că este o piesă importantă în angrenajul clubului și sper că împreună cu doamna Limbă să ducă performanțele mai departe așa cum am fost obișnuiți noi pe parcursul anului. Vă doresc sărbători fericite, Crăciun fericit,
La mulți ani și multe performanțe! Ula!